Har și pace pentru fiecare dintre noi din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt tare bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră și mulțumim mult pentru introducerea atât de frumoasă, pentru cântecul la fanfară, pentru cântecul la voce și pian. E un tată fericit. Însă ai cântat foarte frumos, să știi. Ai o voce faină și știi să interpretezi. Și asta e fain. Asta e fain. Să cânți întotdeauna. Pentru că e un lucru legat de cântec, pe care nu l-am înțeles poate nici o multă vreme, dar cântecul are un dar să pătrundă în inimă cum nu pătrunde nimic altceva. Uneori, cântecul are un mai mare efect decât o predică bună. Pentru că atinge cor sensibil ale sufletului. Însă, de multe ori, noi ne-am învățat doar să ascultăm fără să ne așezăm și inima în treaba asta. Poate că ar trebui să redescoperim treaba asta, deși dumneavoastră aveți tradiție aici și asta e foarte bine. Pentru seara aceasta am bucur să fiu cu dumneavoastră și să începem săptămâna de rugăciune. E o săptămână specială pentru cei mai mulți dintre noi, care suntem adventiști de mulți ani, poate și de multe generații, pentru că e perioada aceea din an în care ne oprim puțin să ne mai gândim la ce a fost, și de ce nu să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru multele binecuvântări pe care le-am avut. Anul ăsta a fost cum a fost. Pentru fiecare dintre noi știm mai bine. Dar sunt sigur că avem multe motive pentru care să-i fim recunoscători Domnului. Și aș vrea să vă faceți așa un calcul, să vă faceți așa, dacă puteți, chiar și o listă a lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut pentru fiecare dintre dumneavoastră anul care a trecut. Știți, e o chestie ciudată la natura umană. Observă și ține mai repede minte lucrurile negative decât cele pozitive. Nu știu de ce. Nu știu dacă ați observat treaba asta. Dar eu, care în genere mă ocup cu familia și de multe ori vin să stau de vorbă, să stea de vorbă cu mine multe cupluri, multe persoane, întâlnesc treaba asta de atâtea ori că am început așa să-mi intre cumva subiectul acesta să mă facă să vorbesc mai mult despre treaba asta. De foarte multe ori oamenii au o soi de miopie, abar n-am, nu știu cum să-i spun, dar realitatea e că se concentrează extrem de mult și extrem de tare și extrem de puternic pe lucrurile care nu merg, pe lucrurile care nu sunt plăcute, pe lucrurile care sunt amintiri negative. Dar știți de ce? Creierul are un mod foarte ciudat de a funcționa. Cele mai multe amintiri pe care le avem, sau ca să se imprime foarte bine în creierul nostru un eveniment, el trebuie pirogravat cu emoții. Dacă nu are atașată nicio emoție, evenimentul respectiv se uită. Cu cât emoția e mai puternică, pozitivă sau negativă, cu atât amintirea respectivă, momentul respectiv, vorba respectivă, cuvântul respectiv, figura respectivă, omul respectiv, întâlnirea respectivă, rămâne în mintea noastră mai apăsat. Cu cât ai emoția mai puternică, și pentru că majoritatea lucrurilor care se întâmplă pe pământul ăsta sunt negative, tindem să le pierdem din vedere pe cele pozitive. Dar vreau să spun că ceea ce întărește credința noastră e să ne aducem aminte în mod intenționat de lucrurile care sunt pozitive, pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi și n-a făcut puține. De aceea uneori e bine să-ți ții un jurnal. Uneori e bine să pui acolo undeva pe hârtie, că știți cum e? Ce păstrezi doar în minte să uită. Ce pui pe hârtie îți mai aduce aminte. Mai recitești din când în când. Să ai o listă undeva în care să treci toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru tine. Și să știi că când începi să-ți numeri binecuvântările, de multe ori rămâi uimit. Nu-ți vine să crezi câte sunt. Te uiți și într-o privire superficială așa zici, bă, ce viață urâtă am, ce urâtă e treaba aia, ce anul respectiv câte au fost și aia n-am mers, nici pe aia n-am rezolvat-o. Mi-am promis că fac treaba asta și n-am făcut-o și pe asta n-am rezolvat-o și aici n-am mers cum mi-am dorit eu. Dacă când stai să te gândești și la acestea și le faci așa mărunt, mărunt pe o hârtie undeva, începi să zici, mă, stai că nu-i chiar așa. Mi-aș dori ca săptămâna aceasta, și aș vrea să vă provoc, ca săptămâna aceasta, săptămâna fiți martorii lui, să fie o săptămână în care ne adunăm binecuvântările, ca să le putem... Hai să mai spun ceva înainte de a introduce subiectul din seara asta. E un principiu biblic pe care de multe ori îl uităm. Nu poți să dai ce n-ai.
Și până nu te saturi tu, nu prea dai la nimeni altcineva. Știți de unde am învățat treaba asta? E un pasaj în Vechiul Testament unde spune că patru leproși stăteau la marginea Samariei și erau tare flămânzi, nu știau ce să facă, erau pe moarte, erau disperați și se gândesc ei ce să facă. Și se hotărăsc ei, dacă mergem în cetate, zic ei, acolo n-au ce să-mi dea de mâncare, se vindea găinațul de porumbel cu nu știu cât. Puteți imagina să faci ciorbă de găinaț de porumbel. No, să mănânci așa ceva. Să te duci să cumperi găinaț de porumbel ca să ai tu ce să mănânci. Își mâncau copiii între ei. Deci era jale acolo. Și el spune, nu mergem acolo, că oricum n-au ce să ne dea, că e jale pentru ei. Hai să mergem la sirieni, dar și ei ce să facă? Ei sunt dușmani. Dar măcar avem două posibilități. Oricum, oriunde ne-am duce, posibilitatea e să mori, dar măcar la sirieni avem posibilitatea să ne mai dea ceva de mâncare. Măcar acolo, de milă, dacă nu. Dacă nu, ne omoară. Oricum murim. Murim și dacă stăm, și dacă mergem în cetate, și dacă mergem la ei, nu avem nicio altă șansă. Dar măcar aici avem o șansă să primim ceva. Vă ce-ți aminte ce s-a întâmplat? Să duc în tabără și ce găsesc acolo? Nu găsesc niciun om, dar găsesc belșug. Vă ce-ți aminte ce fac prima dată? Se satură. Nu le e capul la nimeni altcineva. Nu se gândesc că în cetatea de alături oamenii mor de foame, să omoară între ei, să aibă ce să mănânce. Nici prin cap nu le trece. Să duc să mănânce ei. După ce se satură ei, vă ce-ți aminte ce fac? Fac provizii. Fac rezerve, să duc și cară și ascund, și ascund, că așa e omul, când e flămând, după vreme când dă de mâncare, simte și el nevoia să adune, să pună acolo, că vin vremuri grele. Că așa am făcut și noi și așa facem mulți dintre noi. Și la un moment dat unul dintre ei zice, faceți aminte ce? Nu e bine, trebuie să mergem să spunem și ăstora din cetate, că dacă ies afară și văd ce și cum, ne omoară. Hai să le zicem. Și se duc și spun, se întâmplă treaba aia cu cai, vă ce-ți aminte? Eu îi tragă istorie. Dar pe mine m-a învățat ceva din istoria asta. E greu să dai ce n-ai, dar când te saturi tu, te gândești și la alții. Dar până nu te saturi tu, e greu să te gândești la alții. Cu stomacul gol, e greu să faci binefaceri. Pentru omul firesc, că nu suntem toți duhovnicești, omul duhovnicesc, cum este Domnul Hristos, zice că e mai fericit să dai decât să primești. Se dăruiește pe sine chiar dacă nu primește nimic. Acela e omul duhovnicesc, dar majoritatea oamenilor nu sunt așa. Nici noi nu suntem întotdeauna așa. Unii dintre noi nu suntem niciodată așa, da? Ne stăduim. Dar majoritatea dintre noi mergem pe principiu, până nu mă satur, eu nu dau și altuia. Și atunci, poate că e nevoie uneori, sau o săptămână de rugăciune măcar, să ne adunăm binecuvântările și să vedem că avem de unde da. Însă, în seara aceasta, personajul pe care îl propune pentru studiu, pentru mine e, cum să vă spun, mie îmi plac oamenii, să stau să vorbesc cu ei, să stau să înțeleg cum gândesc, cum se mișcă, cum se frământă gândurile în mintea lor, de ce ajung la unele concluzii, care sunt lucrurile care aș putea să-i ajut. Îmi plac oamenii, întotdeauna mi-a plăcut să stau să ascult oamenii, să stau să înțeleg oamenii. Pentru mine treaba asta, de mic copil, de când mă știu, făceam treaba asta. La școală, la fel. Veneau băieții, fetele să se sfătuiască cu mine pe tot felul de lucruri. Deși acum stau și mă gândesc ce-or fi văzut ei la mine, că eram un copil ca și ei. Dar întotdeauna mi-a plăcut să înțeleg ce se întâmplă în mintea omului. Ce e în sufletul omului? Cum gândește? De ce gândește așa? De unde a plecat? De unde se duce? Cum se poate? Vreau să spun că a fost o vreme când eram fascinat de oamenii mari. Știți, când te gândești la oamenii mari, te gândești cu oamenii mari, cu adevărat, oameni mari. Vreau să spun că nu întotdeauna oamenii mari sunt mari, cu adevărat. Uneori sunt foarte simpli. Unele, doar că sunt la locul potrivit făcând ce trebuie. Dar dacă îi scoți din contextul și din momentul respectiv și așezi în alte contexte, sunt foarte neputincioși. Din punctul meu de vedere, cel puțin, s-ar putea să greșesc. Dar în unele aspecte, oamenii mari nu sunt așa de mari. Dar uneori, oamenii mici, pe care noi crede că ar fi foarte... descoperi cât de complex sunt. Cât de multe lucruri... Apropo, pentru cei care aveți copii. Dacă aveți 2 sau 3 copii, 3-4 copii, cel de la mijloc întotdeauna e cel mai, cum să spun eu, are abilități emoționale incredibile. Primul, în genere, lider. Conduce, face, se impune, drege, nu știu ce. Al doilea, nu intre niciodată în competiție cu primul, că pierde. Și atunci trebuie să găsească și el
un loc al lui, pe unde să se desfășoare. Și dacă primul e foarte bun la învățătură, al doilea nu vrea să fie la fel de bun la învățătură, pentru că n-ai cum să-l bați pe primul care un an, doi, trei înaintea ta. Și atunci trebuie să-ți găsești rostul tău undeva. Al treilea, de obicei, e mai artist, e mai boem. Deci primul fie artist, pe o chestie care ține de învățătură, de leadership, al doilea simte nevoia să se... Dacă primul este artist, al doilea vrea să fie învățătură. Deci niciodată primii doi copii nu intră în competiție unul cu altul, că n-au cum. Și al doilea vrea să fie altfel. Al treilea, în genere, ia rolul care lipsește de acolo. E, uneori, e clown. E cel mai vesel dintre toți, îi face să râdă pe toți. Dar cel care e la mijloc între trei copii, întotdeauna e cel mai abil din perspectivă emoțională, de ce? Că el trebuie să facă față la toată lumea. Și la mai mare, și la mai mic, la mai mare că se impune, la mai mic, păi e prâzlea, întotdeauna toată lumea îl drăgălășește pe la mai mic, și al doilea rămâne întotdeauna pe mijloc, pe acolo, pe undeva. El are de-a face, sau ea are de-a face și cu mama, și cu tata, și cu la mare, și cu la mic. Și de obicei cel de la mijloc, repet, are niște capacități de a înțelege oamenii, de a negocia, incredibile. Pentru că învață de mic copil să negocieze lucrurile astea. Lucruri pe care primul nu le poate face, de exemplu. Lucruri pe care al treilea nu poate să le facă. Dar al doilea are... Și nu întotdeauna iese în evidență. De obicei primul iese în evidență, al doilea nu întotdeauna vrea să iasă în evidență. Depinde, sunt mai mulți factori care intră în calcul. Da? Tipologie, de fapt. Însă, mie mi se par uneori că oamenii care nu sunt atât de vizibili sunt oameni care au o complexitate, o amplitudine a sufletului și a minții mult mai mare decât cei care par uneori a fi mari. Nicodim, din punctul meu de vedere, e un astfel de om. Deși mulți dintre noi, vreau să spun că nu știu câți dintre noi l-am luat ca erou al credinței. Să zici, măi, mi-ar plăcea să fiu ca Nicodim. Nu prea. Deși vreau să spun că Nicodim, în niște momente cheie, așa cum l-ați citit în prelegere și vă recomand să o citiți, o prelegere foarte faină, Nicodim în anumite momente cheie ale vieții Domnului Iisus Hristos intervine și își pune cumva pielea la saramură și o pune la bătaie, iese înainte, ia niște decizii, se impune niște momente foarte importante, lucruri la care nu te gândeai la el că ar fi putut să le facă. Hai să vă întreb ceva. Care vi se pare a fi personajul preferat? Ioan Botezătorul sau Nicodim? Dacă ar fi să alegeți. Ioan Botezătorul, nu? Fac amândoi pregătire, unul pentru viață, unul pentru moarte. Așa e. Dar dacă ar fi să ziceți care este un erou mai important sau la care te-ai raportat și zice, mi-ar plăcea să fiu mai mult, care ar fi acesta? Dar țineți cont de toată viața, nu doar de un moment anume al vieții. Ioan Botezătorul, clar. Și Domnul Hristos zice că nu s-a născut încă om mai mare decât Ioan Botezătorul pe pământ. Dar cu toate acestea, tot Domnul Hristos spune că cine e împărăția celui mai mare decât Ioan Botezătorul. Hai să vă mai dau un exemplu, că am mai studiat eu săptămâna asta un alt personaj foarte asemănător cu Nicodim. Ce vă spune numele Obadia? Obadia. În raport cu Ilie. Știți ceva despre Obadia și Ilie? De Ilie știți. Obadia a ascuns 100 de profeți, 50 într-o peșteră, 50 într-o peșteră, dar Obadia era slujitorul lui Ahab. Ahab fiind unul dintre cei mai nenorociți, dacă nu cel mai nenorocit împărat pe care l-a avut împărăția de nord, da? Cu Izabela, faimoasa familie care a făcut o groază de nenorociri. Mie mi se pare așa cele două cupluri, dacă pot să le numesc, cele două tipologii de personaje foarte, foarte interesant în antiteză. Nicodim, Ioan Botezătorul, Ilie cu Obadia. De ce? Atât Ioan Botezătorul cât și Ilie au avut o misiune profetică directă, puternică, serioasă și au zdruncinat cumva poporul. Da? Au avut din partea lui Dumnezeu un mesaj, au venit, au făcut, dar au fost ca niște meteoriți. Pe de altă parte avem pe Nicodim și pe Obadia, două personaje care sunt... dacă le-am vedea astăzi, asta și m-am gândit, dacă ar fi fost astăzi sau dacă eu aș fi fost în vremea aceea cu mintea de aici, sunt sigur că aș fi avut multe de obiectat și împotriva lui Nicodim și al lui Obadia și mai puțin pentru Ioan Botezătorul și Ilie. Pentru că pentru mulți dintre noi, Ilie și Ioan Botezătorul sunt adevărați eroi. Un adevărat credincios al lui Dumnezeu,
ia poziție în fața răului, spune ce are de zis, condamnă pe cine are de condamnat și nu se teme de nimeni și nimic să spună ceea ce este drept și adevărat. Corect? Te-ți obosiți sau... Corect sau nu? Da, ok. Pe de altă parte, Nicodim și Obadia, din punctul meu de vedere, sunt acele personaje care se fac frate cu necuratul până trec dealul sau pragul sau puntea sau cum se zice. Ei fac parte din sistem. Nicodim, Obadia, ei sunt parte, sunt slujitori ai celor care sunt băieții răi. Nicodim e parte din Sinedriu și Sinedriu vrea să-l omoare. Păi dacă Nicodim era cu adevărat un om serios și era un adevărat credincios, ce ar fi făcut? Ar trebui să spună de la început și până la sfârșit același lucru. Greșiți, 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 greșiți. Să ia poziție întotdeauna și gata. Nu, mulți dintre noi gândim că așa trebuie să fie. Obadia, stau și mă gândesc că la el trebuie să fie mai complicat, că cel puțin în Sinedriu era o formă de evlavie, dar pe vremea lui Obadia vorbim de un împărat care încuraja închinarea la Baal, adică era păgânist pe față. Și stau și mă gândesc că cei mai mulți dintre noi l-am fi condamnat cu siguranță și pe Obadia și pe Nicodim. Pentru că nu sunt adevărați credincioși. Și cu toate astea, fiecare în dreptul lui și-a făcut lucrarea la care a fost chemat. Eu am învățat studiind oamenii și citind Sfânta Scriptură în mod deosebit că greșesc mult când judec oameni. Pentru că nu îi înțelegi de cele mai multe ori. Pentru că ne lipsesc informații vitale prin care să putem să evaluăm și mai ales nu avem la dispoziție planul lui Dumnezeu și nici modul în care El evaluează activitatea și viața unui om. Când ai fi putut spune despre Nicodim că e un adevărat credincios? Ar trebui să aștepți cel puțin 3 ani și jumătate. Nu știm exact care a fost momentul în care a venit la Domnul Hristos să stea de vorbă cu El, de acolo și până la final, cel puțin eu nu știu, dar cu siguranță au fost câțiva ani. Dacă l-ai fi evaluat pe Nicodim doar din perspectiva anumitor momente și în rest te-ai fi uitat la viața lui și ai văzut că nu se schimbă absolut nimic, cu siguranță că concluzia ar fi fost, pe bună dreptate, e un om cu două fețe, e un om care joacă la multe capete, care își vede mai interesul, nu are credință deloc, nu-i pasă, vorbește despre lucruri care le înțelege sau mai știu eu ce. Și am fi tras multe concluzii și l-am fi vorbit cu siguranță de rău, spunându-i că nu este ce trebuie. Și poate că e adevărat. Dar noi nu știm, adică noi știm acum că citim, dar noi de multe ori nu știm istoria oamenilor așa cum o vede Dumnezeu și nici nu avem răbdare cu ei. Mie aici mi se pare problema cea mai mare. Noi nu avem răbdare. Nu avem răbdare cu noi, dar apoi cu alții. Uitați-vă la noi. Noi cu noi nu avem răbdare. Și noi toți suntem îngăduitori cu noi înșine, dar cu alții. Nicodim. Omul care e influent, e bogat, e parte din înalta societate, e într-o poziție privilegiată, omul care nu are curajul să spună pe față ce crede și ce gândește, cel puțin pentru o vreme, și care caută ocazia potrivită ca totuși să-și împlinească o dorință a sufletului. Aș vrea să vă provoc în seara aceasta să vă gândiți și la oamenii de tipul acesta din zilele noastre. Există oameni de tipul acesta și astăzi. Dar mulți dintre noi nu-i vedem, nu-i cunoaștem și în același timp avem tendința să judecăm superficial pe oricine se încadrează în tabloul acesta. Și trebuie să recunoaștem că majoritatea nu sunt de tipul lui Nicodim, cum nu erau nici în vremea lui. Dar unii dintre ei sunt. Iar de multe ori noi nu reușim să avem un mesaj și pentru ei. Nicodim are căutări. Nu știe exact cum să le rezolve.
Pentru că Duhul Dumnezeu întotdeauna lucrează la inima omului și îl pune așa în dileme permanente. Cum o fi? Cum o fi? Mai ales că Nicodim, dintre toate lucrurile pe care le putem spune despre el, este că e un om sincer. E, aici aș vrea să fac o paranteză. Și fără să vă supăr că nu vă cunosc. Deci vorbesc în absolută necunoștință de cauză. Dar eu cred că ceea ce ne lipsește multora dintre noi e sinceritatea inimii. Am învățat o formă de șmecherie religioasă. Am învățat să fentăm lucrurile în așa fel încât să nu fie nici prea rău, dar nici prea dedicați. Nici prea păcătoși, dar nici prea sfinți. E așa un fel de... O scoatem noi la cap cumva cu toată lumea. Repet, dacă la dumneavoastră așa ceva nu se întâmplă, eu mă bucur pentru dumneavoastră. Dar tipologia omului normal de astăzi ne predispune la treaba asta. Venim, ascultăm, da, plecăm, facem tot ce știm. Apar momente de alea de cumpăr în care trebuie să iei decizii. Știi că nu e bine, dar lasă că o merge măcar de data asta. Și îți calci pe inimă și fac ceea ce nu trebuie să fac. Și ceea ce ne lipsește multora dintre noi care am tot venit la biserică, eu am multă sinceritatea inimii. Băi, până la urmă, eu ce cred? Până la urmă, care-i treaba? În ce direcție merg? Și vreau să spun, eu cred că săptămâna de rugăciune e un moment în care trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Să stăm acolo, înaintea Domnului, în genunchi, la biserică, unde om fi, nu contează. Dar să fie măcar săptămâna asta un moment în care, sincer, Doamne, uite care-i treaba. Vreau și eu să știu. Vreau și eu să înțeleg. Vreau să văd și eu. Vreau să mă conving și eu. Vreau să se schimbe ceva și eu. Pentru că știți cum e, ca ciclul ăsta săptămânii, 6 zile lucrezi, 7, a 7-a te odihnești, ai nevoie din când în când să te oprești în alergare și să zici, ok, hai să vedem în ce direcție merg. Nicodim are nevoie de treaba asta. Și Duhul Domnului tot așează și tot picură în mintea și în inima lui și a noastră. Până la urmă, cum e? Omul ăsta care vine din Galileea, cel puțin pentru Nicodim, învățătorul ăsta care tot zice și pe care toată lumea îl apreciază și toată lumea vorbește despre el, domnule, ce e cu el? Mesajele care le aude, sigur s-a interesat, pentru că în lumea lor lucrurile astea erau, e ceva deosebit și trebuia să înțeleagă, trebuia să priceapă și e pus pe gând, cum e cu treaba asta? E clar că e tensiune, că e foarte greu. Doar când ești într-o poziție de felul ăsta poți să înțelegi cum e să-ți asumi o poziție care e tare nepopulară. Știi ce greu e să... Sau știți? Știi ce greu să stai în picioare când toți stau jos? Știți ce greu e tu să fii altfel decât e toată lumea? E unul din lucrurile pe care le urâm cel mai mult și noi ca adventiști în ultima vreme simțim nevoia să nu se mai simtă treaba asta. Să fim și noi ca toată lumea, să fim și noi parte. Că e ciudat să fii ciudat. E greu să fii altfel. Și Nicodim trăiește așa o stare de asta de uneasy, cum zic englezii. Nu e deloc ușor să te simți și să iei atitudine, să spui, băi, eu mă interesează treaba asta, mi se pare importantă. Imediat lumea spune, băi, ți-ai pierdut mințile. Nicodim, dar vrea să înțeleagă. Tensiunea asta există în fiecare dintre noi, să știți. Toți suntem stresați până la punctul în care trebuie să decidem ce e mai important. Ceea ce descoperi de la Dumnezeu sau ceea ce vrei să faci cu viața ta. Și Nicodim e martor al celei de-a doua nașteri. În contextul acestor căutări, când cunoaște, aude despre Hristos, aude despre învățăturile lui, începe să studieze și își dă seama că ceva e deosebit. Și atunci face tot ceea ce poate ca să vorbească cu Hristos. Aici, mie mi se pare și descrie foarte frumos prelegerea. Domnul Hristos are o manieră foarte brutală de a-L aborda. Poate că nu sună bine, sunt corect, dar e harș așa, e tăios, sau poate nu tăios e. Nu lea cu dulcegării și cu vorbe dintre astea. Mulțumesc, mă bucur că ai venit, apreciez interesul, e un moment deosebit, e, da, mă bucur, cu ce pot să-ți fiu de folos, ce aș putea să... Nu, ești totuși un om deosebit. Domnul Hristos
uneori, și vreau să spun că mulți dintre noi, sau majoritatea dintre noi, nu avem nici capacitatea, nici înțelepciunea să folosim metoda asta. Dar multora ne place metoda asta. Să-ți spun eu ce nu ți-a zis nimeni. Să-ți spun eu, că nu ți-a zis-o nimeni și ți-o zic eu. Vreau să spun că, unul, nu merge cu toată lumea și nu trebuie folosită decât în situații excepționale, pentru că, de obicei, nu câștigi nimic cu treaba asta, ci mai mult îndepărtezi pe celălalt. Dar, în anumite situații, unii oameni trebuie să confruntați. Și Domnul Hristos, în momentul acesta, simte nevoia și nu-l confruntă neapărat, cât îl duce la basics, la bază, la fundamente. Și spune... Îl pune într-o dilemă, pentru că, de fapt, Domnul Hristos face de foarte mult treaba asta. De foarte multe ori, cu tânărul bogat, îl pune pe om într-o dilemă și îl obligă să ia o decizie. Pentru că Dumnezeu așteaptă de la noi o decizie. Nu doar să pricepem. Știți cum e? Unii dintre noi tot vrem să pricepem, niciodată nu pricepem sau și când pricepem nu facem nimic. Pe el nu-l interesează neapărat să înțelegem noi toate lucrurile care trebuie să înțelese, ci el vrea să luăm o decizie și te duce într-un punct în care zice, ok, hotărăște-te ce vrei. Și mulți dintre noi am vrea să amânăm momentul ăsta pentru toată viața. Și ca tâlharul de pe cruce, în ultima clipă, zicem, acum vreau. Dar, cum zice înțeleptul, de ce să-i dai când nu mai funcționează nimic? Când ai putea să-i dai din tinerețea ta decizia și inima și mintea. Dar Dumnezeu îl duce pe om în punctul în care zice, hotărăște-te ce vrei. Pentru că odată ce te-ai hotărât, drumurile sunt mai ușor de urmat. Sunt mai clare, să limpezești mintea, să limpezește și să hotărăște în ce direcție să meargă. Și Nicodim e confruntat cu treaba asta. Până la urmă, tu ce vrei? Și spune foarte clar câteva lucruri care îl lasă pe el, pur și simplu, el înțelege cum e cu nașterea din nou. El pricepe, dar nu vrea să accepte treaba asta. Pentru că Dumnezeu îi spune o treabă. Uite, tu ai nevoie de o schimbare fundamentală, dramatică. Și zice, păi da, cum să fac treaba asta? Păi, vrei? Asta e întrebarea. Vrei? Dar omul, știți cum e? Ori de câte ori îl pui la colț, omul până ajunge să se decidă, am văzut treaba asta de atâtea ori lucrând cu atâția oameni, până ajunge să spună, bine, ok, am acceptat, hai să vedem ce avem de făcut. Până momentul ăla caută, știți cum, ca o pisică, ca un șoarce, ca spui șoare, sau pe găină, dacă o prinzi la colț. Până pui mâna pe ea, face orice să scape de acolo. Și vreau să spun că mintea omului, noi, natura noastră, suntem atât de doritori să scăpăm de momentul ăsta, am face orice să scăpăm de momentul ăsta. Numai să nu ajungem în punctul în care să știm că nu mai avem opțiuni. Și că trebuie să faci ce știi că trebuie să faci. Dar nu vrei, tot ai vrea să nu ajungem în punctul ăla. Și mulți dintre noi trecem pe aici. Toată viața unora dintre noi înseamnă nimic altceva decât o fugă permanentă de a decide ce trebuie să decide. Toți știm ce trebuie să facem. Să nu-mi spuneți că vă întreb oricare și toți știți ce e de făcut. Dar toți căutăm tot felul de variante să nu ajungem în momentul la care să facem exact ce trebuie să facem. Dacă greșesc, să mă iertați. Mâine... Adică în seara asta plec, mâine pot să-i spuneți pastorului să nu mai chemați, că vârpește aiurea. Dar realitatea e că toți pățim treaba asta. Toți pățim treaba asta. Și Nicodim face exact același lucru. Și te irită treaba asta. Uneori când ești pus în situații de astea, te irită, te enervează, te simți așa, deci îți vine să reacționezi într-un fel. Unii o facem mai violent, unii o facem mai drăguț, unii tăcem și plecăm. Alții, nu mai termin o dată să plec acasă. Tot felul de variante prin care numai și numai să nu te confrunți, să nu mă confrunt cu treaba asta. E experiența fiecăruia dintre noi. Dar știți ce se întâmplă când ajungi să înțelegi și să te decizi? Se așeze o pace în suflet incredibilă. Să știți că e ușor să vezi omul care... care are probleme nerezolvate în sufletul lui. Omul respectiv nu are pace. Știți, când există o tensiune în minte între ceea ce știi că trebuie să faci și ceea ce faci de fapt, creierul în tensiunea aceasta nu supraviețuiește mult și bine și caută soluții.
Și fie disonanța asta îl chinuie foarte mult. Întotdeauna creierul nostru are și nu are pace. Nu reușește să se echilibreze. Vă aduceți aminte care este elementul central al tuturor celor care mărturisesc că s-au născut din nou? Deja a trecut timp. Mă apropie de încheiere. Vă aduceți aminte când auziți mărturii despre nașterea din nou, despre pocăința unor oameni? Vă aduceți aminte care este elementul central al tuturor acestor mărturii? Au găsit pace. Toți povestesc că eram pe spital, eram pe pușcărie, eram într-un moment cumplu, eram în divorț, eram în tensiune, eram tot, fiecare cu experiența lui. Deci, și toată lumea s-a chinuit, s-a luptat cu Dumnezeu și a strigat la Dumnezeu și a cerut ajutor. Și la un moment dat a zis, Doamne, Tu ești, Doamne, fiecare cu experiența lui care a avut-o și la un moment dat spune, am acceptat pe Domnul Hristos în inima mea, am zis, Doamne, Tu ești totul pentru mine și din momentul ăsta, ăsta e lucrul cel mai important și toată lumea spune la fel. O pace s-a așezat pe mine, în mintea mea și în sufletul meu, cum n-am simțit-o niciodată. Știți de ce? Pentru că mintea a ajuns în echilibru. Pentru că mintea, creierul uman, a făcut egal între ceea ce știe că e bine și ceea ce decide să facă. Omul care nu are egal între astea două, e un om chinuit permanent. Un om care e tensionat permanent. Care e fără pace permanent. Și uitați-vă, nu e greu de observat treaba asta. Te uiți în familie, te uiți în biserică. Totdeauna sunt oameni care niciodată n-au liniște. Tot timpul să spună, tot timpul să comenteze, tot timpul să spună, tot timpul să spună ceva, să se impună cumva, să comenteze cumva ceva. Tot timpul, niciodată, oricât, niciodată nu e liniște. Tot timpul e agitat, tot timpul trebuie să fie ceva pe strâmb, tot timpul trebuie să fie cumva. Și de totdeauna oamenii aceștia au un nu există egal în sufletul lor. În mintea lor nu este pace. Pentru că e ceva ce îi tulbură, ceva ce nu s-a spus egal. Ar vrea, dar realitatea e că știu că nu. Și acum trebuie să găsească și mintea nu poate fi păcălită, să știți. Noi credem că putem să ne păcălim, dar la un moment dat mintea ne va da pe față ceea ce este în ea. Știți, spunea cineva că o inimă rea poate fi mascată sub o formă de evlavie. Dar există momente în viață când inima asta rea se dă pe față, atunci când omul nu se mai păzește suficient de bine. Că unii dintre noi ne păzim suficient de bine să nu cunoască lumea chiar ce e inima noastră. Dar sunt momente, cumnatul meu are o vorbă, spune, sunt clipe ale lui Dumnezeu. El zice așa, din când în când, există niște clipe ale lui Dumnezeu în viața unui om când se dă pe față cine e omul respectiv. La anumite momente. Se dă pe față, se deschide ca să dai draperia la o parte și pomul se trage la loc, că vrea să o astupe repede, dar se vede cu ochiul liber ce fel de om este. Și pomul trage la loc, că vrea să ascundă. Dar sunt momente în care oamenii se dau pe față cu ce e în inima lor. Nicodim caută altceva. Și Domnul Hristos îl abordează bărbătește, aș spune eu. Și zice, uite care treabă. Chiar vrei? Aș vrea, dar totuși, uite care treabă. Dacă vrei cu adevărat, atunci tu trebuie să pricepi niște lucruri. Dar totuși, n-aș... Nu. Discuția asta pentru el a fost definitorie. Și sămânța plantată acum a dat rod. Și l-a făcut pe Nicodim capabil ca în capitolul 7 din Ioan să intervină într-un mod pentru unii dintre noi prea finuț poate. Dar totuși a intervenit serios. Sinedriul se adună și vrea să trimit pe ăștia să-l prindă, să-l aducă, ăștia vin fără el, dau mărturie că n-a mai vorbit nimeni ca el. Și ăștia se supără, vor să facă acolo, că aveau puterea, puteau să facă, Sinedriul avea autoritate destul de mare în perioada respectivă, iar el a intervenit. O să spun că nu e ușor să intervii în momente de mare criză și de mare tensiune. Știți, de multe ori noi preferăm mai bine momentele astea să tăcem și să ne ascundem. E mai sigur, e mai ușor. Ce îmi trebuie mie? Ia, lasă-i. La urma urmei, mă bate-o cu toată lumea. Uneori e nevoie să intervii, dar să intervii într-un mod în care, chiar dacă irită, totuși să nu stârnești mai mult. Și el zice,
Totuși, ar fi bine să ne gândim la niște lucruri. Și deși nu s-a terminat discuția frumos, ceilalți replică, ce, și tu ești din Galileea și tu ești cu el, el nu zice nici bani, nici nu, da, dar se termină discuția. Își dau seama că ce fac nu e bine. Îl judecăm fără să stăm de vorbă cu el. Dar ultimul pasaj este momentul din Ioan 19, când după moartea Domnului Iisus Hristos face ceea ce ucenicii n-ar putea face niciodată. Să obțină împreună cu Iosif trupul Domnului Hristos și să-l îmbălsămeze sau să-l pregătească de moarte într-un mod așa demn de un om foarte important. Știți, când mor oamenii mari, în genere ceilalți fug. Se ascund. Când cineva este omorât și tu ai fost urmașul lui, majoritatea celor care te-au urmat fug. Pentru că știu că o poți păți. Și uneori mai rău decât cel care ți-a fost conducător. Dar Nicodim, vedeți, eu cred că Dumnezeu are oameni de care noi nici măcar n-avem habar. Și care în momentele necesare răspund apelul lui Dumnezeu într-un mod în care nici nu ne gândim și nici noi nu suntem măcar în stare. Și lucrul ăsta ar trebui să ne smerească. Pentru că nu e vorba despre noi. E vorba de Dumnezeu. Vreau să spun că eroul principal în istoria oricărei întâmplări și oricărei vieți din Scriptură e Dumnezeu. Dumnezeu a așezat o sămânță în inima omului acestuia. Bărbătește, i-a zis, uite care e treaba. Tu cât ai omul de mare ești, tu nu pricepi lucruri atât de simple? De fapt, tu le pricepi. Dar ți-e greu. L-a lăsat să-și coacă durerea. L-a lăsat să-și frământe mintea, să-și chinuie mintea. Mai mult ca sigur, Nicodim și-a chinuit-o câțiva ani de zile, zi după zi. Ascultând, auzind, aducându-și aminte de discuția, văzând ce se întâmplă. Zi după zi s-a așezat în mintea lui tot felul de gânduri până când la momentul în care a zis, hei, ceva trebuie să fac. În timp ce ucenicii se temeau să se arate pe față ca fiind urmașii săi, Iosif și Nicodim au fost de mare folos. Și subliniază foarte frumos și prelegerea. E un episod la care nu m-am gândit niciodată cu atâta atenție și poate că ar trebui să-i dau mai multă atenție. Iosif și Nicodim îl spală pe Domnul Hristos. Îl ung și îl așează în mormânt. Ceea ce fac pompele funebre la noi. Chem firma să rezolve treaba. Înainte făcea familia. Spălai pe tata, o spălai pe mama, făceai ce era de făcut, nu e deloc ușor treaba asta. Dar te pregăteai de moarte, înțelegeai niște lucruri. Acum chiar firma face pentru tine tot ce trebuie, așează unde trebuie, sau lașează unde trebuie, nici măcar nu mai... E foarte rece. Dar ei au făcut ceva ce de obicei făceau slugile, poate. Cât era omul de mare, membru în Sinedriu, unul dintre cei 71 cei mai importanți oameni din țară, împreună cu unul foarte bogat care stă de vorbă cu guvernatorul roman și cere favorul și el îi zice, da, sigur, Iosif, nicio problemă, cum să nu, ia-l. Care era dușmanul numărul unu al Imperiului Roman și al evreilor din vremea respectivă. Și îi spune, da, Iosif, sigur, ia, du-te. Treabă de câteva ore, de o zi. Da, sigur, du-te. Și vine Iosif, dita-i omul, și vine Nicodim, dita-i mai conducătorul, și se apleacă să spele un corp de om mort. Poftim? În ziua de Paște. Când trebuia să fie și curat, să nu pui mâna pe mort. Că te spurcai, nu puteai să ții Paștele din cauza asta. Dar ei fac lucruri pe care ucenicii nici nu se gândeau să le facă, nici nu puteau să le facă. Pentru că Dumnezeu are oameni
Oameni buni, frații mei, vreau să vă rog frumos la săptămâna aceasta de rugăciune să fie o săptămână în care să fim cât mai sinceri cu noi înșine. În același timp, mi-aș dori ca în seara aceasta să înțelegem măcar două lucruri. Unu, Dumnezeu are oameni deosebiți în lumea asta de care noi n-avem habar și sunt în locurile în care nici măcar nu ne imaginăm că ar putea să fie. Cine știa dacă Obadia nu zicea că el a avut grijă de 100 de profeți dându-le mâncare de la el? Deși el era mâna dreaptă și omul cel mai important al lui Ahab, cel mai nenorocit împărat din vremea lui. Cine s-ar fi gândit că omul acesta e capabil să facă așa ceva? Că se gândește să facă așa ceva? Cine s-ar fi gândit vreodată că e unul dintre cei 7.000? Cine s-ar fi gândit că un membru fariseu din Sinedriu, Nicodim, poate să ajungă până la punctul în care Ellen White continuă și spune că el a ajutat atât de mult biserica primară, încât din cel mai bogat sau din toate oamenii bogați ajunge un sărac. Și nu vreau să vă deschid curiozitatea, dar poate vă așa puteți să folosiți creativitatea dumneavoastră, imaginația. Stau și mă gândesc cum o fi fost pentru nevastă sa toată viața asta. Nevasta lui Nicodim. Știți, noi nu prea ne gândim la treburile astea, că nu sunt în Biblie. Nu ne gândim la nevasta lui Iov. E foarte puțin în Biblie despre ea. Dar imaginați-vă că ea stă lângă Iov până la capăt. Cum o fi fost pentru soția lui Nicodim ca să fie măritată cu unul dintre cei mai importanți oameni din țară și acesta să facă un viraj atât de mare în viața lui încât să dăruiască unei biserici, să dăruiască unor oameni, să investească, să se înjosească din punctul de vedere până la punctul în care să facă ce a făcut. Dar aș fi fost tare curios să știu mai multe despre ea. 1. Există oameni și aș vrea tare mult să vă rog să vă gândiți și să vă rugați pentru oamenii aceștia, să ne rugăm pentru ei. Unii poate că sunt adventiști. Unii poate că nu sunt adventiști. Dar Dumnezeu are oameni acolo unde nu te gândești. Și 2. Poate că ar trebui să începem să nu-i mai judecăm pe oameni atât de repede. Nu știi niciodată care e traiectoria vieții cuiva. Vă spun, dacă am învățat ceva lucrând cu oamenii, e că întotdeauna greșești când judeci. Ai nevoie de mult timp și multă cunoaștere a situației omului ca să percepi puțin despre ceea ce înseamnă trăirile lui și de ce face ce face. Suntem foarte, greșim mult la capitolul ăsta. E în noi treaba asta, nu știu de unde am apucat-o noi, dar e în noi chestia asta să judecăm omul, să-l evaluăm, să-l încadrăm undeva și să-i spunem că ați pierdut sau mai are speranțe sau mai știu eu ce. Dar de cele mai multe ori greșim. Așa că, învățând de la Nicodim, mă invit să ne rugăm Domnului să ne învețe câteva lucruri de care să ținem cont. Iar dacă și pentru dumneavoastră sunt lucruri importante, mă invit să ne rugăm pentru ele. Dacă sunt alte lucruri importante care n-au fost menționate în ceea ce am spus eu, simțiți-vă liberi să vă rugați, dar vă invit să, nu știu cum e obiceiul la dumneavoastră, că putem îngenunchea sau stăm în picioare, nu știu exact cum e la dumneavoastră, dar dacă am putea îngenunchea, cine poate? V-aș ruga să îngenunchem. Cine nu, poate să rămână pe picioare, niciun fel de problemă. Și rugăciunea mea este, sau rugămintea mea este, ca să ne rugăm mai mult, să nu fie doar 1-2, în rugăciuni mai scurte, dar mai concise, să ne rugăm cât mai mulți. Vă invit să ne rugăm, ultima rugăciune va fi de la Anvon.